dragii mei. Astăzi o să vă arăt noul iPhone 11 Pro Max. Deci eu am decis să iau culoarea aurie, 256 GB. Sinceră să fiu, nu eram prea emoționată când am văzut cum o să arate iPhone-ul în spate. Nu prea îmi place pătrățelul ăsta, e mult prea mare, după părerea mea. Dar, oricum, fapt că are 3 lentile, lens, diferite, este foarte bine, nu? Deci, o să vedem. Cred că toți ne obișnuim. Ce ne pare acum urât, poate la anul sau în câțiva ani o să fie frumos. La fel ca fața mea. O să vă arăt acest unboxing. Nu o să vorbesc mult despre telefon, pentru că doar astăzi l-am luat, deci nu prea știu ce și cum. Nu prea știu cât de mult o să-mi placă, nu vreau să fac un videoclip lung, vreau doar să fac unboxing și următorul videoclip, dacă o să doriți, o să fac ceva mai multe detalii, o să vă spun mai multe detalii despre telefon. După cum vedeți, cutia este neagră anul ăsta, anul trecut și anii, cred, undeva 2-3 ani la rând sau mai mult. Cutiile au fost albe, anul ăsta e cutie neagră. Așadar, să începem unboxing-ul, despachetarea.